Noi nu suntem de acord cu decizia magistraților, cel puțin din două considerente. În primul rând, acele elemente de fapt care partea acuzării le numește probe, au fost acumulate sau colectate cu încălcări grave de procedură și aceste probe sunt nule. În al doilea rând, noi considerăm sau presupunem la această etapă că martorii și denunțătorii din acest dosar penal au fost constrânși psihic pentru a depune mărturii. De către cine? Nu o să vă spun de către cine, pentru că nu cunosc, dar vreau să menționez că probațiunea în infracțiuni de corupție este una specifică și provocarea mărturisirii este condamnată atât de către statele care se pretind a fi de drept, cât și jurisprudența CEDO. Știți despre cine este vorba? Cine a depus mărturii? La această etapă nu pot să vă dau nume. Dar dumneavoastră știți? Făcut cunoștință cu... Nu. La această etapă noi nu am făcut cunoștință cu toate materialele dosarului. Urmează după pregătirea dosarului spre expediere în instanță de judecată. Doamna procuror, de ce clientul dumneavoastră s-a răzgândit și nu a vrut astăzi să participe la ședință de judecată? Cunoaștem că încă ieri vroia. Nu știu de unde aveți aceste informații. Dumnealui are dreptul de a nu se prezenta în instanță de judecată. În acest sens se vedea articolul 312 cod procedură și dumnealui a făcut uz de acest drept. Deci da? Nu cunoaște, se are probleme de sănătate sau... Nu pot să comentez starea lui de sănătate. Doamna procuror spunea că în scurt timp o parte din dosar va ajunge pe masa magistraților spre examinare. Cum credeți sunt suficiente probe și cum ar trimite un dosar în judecată dacă, după cum spuneți dumneavoastră, nu există probe în anchetă? Am auzit și noi despre această expediere în instanță de judecată. Probabil, presupun, va fi disjuns o parte din dosar și expediat în instanță. Atunci când vom face cunoștință cu masa probatorie, vom putea să vă spunem despre temenicii acestei decizii. Dumneavoastră știați că procurorii au cerut asistență de la autoritățile din Elveția? Ați auzit ceva despre asta? Da, evident. Noi am auzit despre această asistență internațională. Luăm în considerație că sarcina probei și dreptul de a colecta probe aparține procurorilor, este decizia lor de a înainta astfel de mersuri. Dar sunt mai multe țări vizate, din câte înțeleg, nu doar Elveția. Deocamdată pot să vă zic doar ceea ce este public. Procurorul numai ce a declarat că clientul dumneavoastră nu vrea să colaboreze cu anchetă, nu vrea să-i dea de poziție. De ce? Deocamdată domnul Vlad Filat nu a depus declarații. Reiterez motivele expuse anterior. Dumnealui nu are încredere în actorii care fac justiție în Republica Moldova. Respectiv, vom depune declarații în fața unor actori imparțiali și obiectivi. Dar vor exista acești actori imparțiali și obiectivi? Nu are încredere în acest procuror sau în justiția? Dumnealui are încredere în actul justiției în sine, nu are încredere în actorii care fac această justiție.